Cincilea eveniment organizat în cadrul proiectului Spirit, Sunet și Culoare. Proiect cultural finanțat de către Ministerul Culturii, organizat de către Casa de Cultură a Municipiului Rădăuți, Primăria Municipiului Rădăuți, în parteneriat cu Asociația Clavier Art, Școala Gimnazială Regina Elisabeta din Rădăuți, Colegiul Tehnic Rădăuți, Colegiul Național Eudoxiu Curuzachi din Rădăuți și SG Dance Aliment. Dacă astăzi, începând cu ora 12, ne-am delectat în cadrul evenimentului Anchilopoetica, în cadrul Colegiului Tehnic din Rădăuți cu Corina Răducanu, Eugen Dumitrescu și Ioan Mateiciuc, în această seară vă urăm bun venit la evenimentul Armonii în vers și culoare. Proiectul are ca parteneri media Radio România Muzical, Radio România Cultural, Viva FM, Monitorul de Suceava și Rădăuți Ziar, publicații online, care în această seară ne oferă și o transmisiune live. Invitații acestei seri sunt Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, Ioan Mateiciuc, Ioana Ina Ducra și Orchestra Casei de Cultură din Rădăuți. În aplauzele dumneavoastră invităm în scenă duo-ul pianistic Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu. Aceștia formează un cuplu pe scenă începând din anul 2005. Activitatea concertistică cuprinde 18 turnee de promovare a muzicii clasice, participări în 29 de festivaluri naționale și internaționale, concerte cu orchestra și peste 400 de recitaluri din țară și pe scene din Anglia, Austria, Belgia, Germania, Italia, Republica Moldova și Ucraina. Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu sunt absolvenți ai Liceului de Muzică George Enescu și ai Universității Naționale de Muzică din București, unde și-au completat și încheiat studiile, licență, masterat, doctorat și postdoctorat. Cei doi pianiști sunt fondatorii Asociației Clavier Art și inițiatorii mai multor programe culturale ce au loc în diferite localități și regiuni ale țării. În aplauzele dumneavoastră, Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu. Ianuarie 2023, Casa Municipală de Cultură Rădăuți a devenit o casă a artelor și cum orice casă are nevoie de o gazdă, gazda dumneavoastră din această seară va fi Ioan Mateiciuc, poet, doctorant al Școlii de Filozofie de la Iași, licențiat în științe politice și absolvent al unui masterat de istorie, cu preocupări multiple, dintre cele mai importante menționăm: management cultural, muzică, literatură și cinematografie. Anul 2010 a fost unul de excepție din punct de vedere al realizărilor artistice, reușind să câștige nenumărate premii muzicale, trofeul festivalului și premiul pentru cea mai bună creație, muzică și text, la festivalul Chira Chiralina de la Brăila și premiul Radio România Actualități, la festivalul Ziua de Mâine de la Alba Iulia, precum și premiul special al jurului la festivalul Surina For Est. A debutat scriitoricește la Festivalul Artelor de la București în antologia Vinovatelor Păceri. În anul 2012 debutează cu primul volum de versuri de autor numit Open the Door, apărut la editura Alexandria Publishing House din Suceava. În anul 2014 îl regăsim în antologia de versuri Ziduri Între Vii. Iar anul 2020 este anul în care lansează Anchilopoetica la editura Alexandria Publishing House Suceava. În aplauzele dumneavoastră, gazda din această seară, Ioan Mateiciuc. Bună seara! Mă bucur că mi s-a dat șansa să pot această haină mult prea mare a responsabilității pe care cultura și-o asumă public de ceva vreme și degajă această putere pe care alte instituții ar trebui să le aibă, să funcționeze într-un alt ritm, pentru ca acest pilon cultural și cel educațional să conteze mai mult în această ecuație generală pe care țara noastră, din păcate, nu reușește să o rezolve de ceva vreme.
E o zi importantă pentru că la Rădăuți se întâmplă un al doilea eveniment de excepție, un al doilea eveniment care este venit să asigure acest pilon al excelenței, această rădăcină a excelenției care a fost sădită de ceva ani de către domnul director Cătu Foca, alături de cei doi invitați care vor să cultive nespus de mult această latură nișată a muzicii clasice. Iată că vine însoțită astăzi alături de un alt filon foarte nișat, dând la o parte romantismul, simbolismul, neomodernismul și ajungând într-o zonă douămiistă și mai mult post-douămiistă a poeziei contemporane. O poezie care nu este neglijentă și pentru că nu este neglijentă, incomodează de cele mai multe ori. E o bucurie nespusă să vă dați apropii în sală. Marcăm astăzi și aducem un omagiu. Sunt câteva ceasuri de când cel mai mare om de teatru din România s-a stins la Paris. George Goan a încetat din viața astăzi, în urmă cu trei ore, un mesaj oficial pe care l-am citit. Doamna Felicia Tomceanu face un an de zile, anul trecut, pe 21 ianuarie, s-a stins și Dumnezeu din viață și se sărbătoresc numai puțin de 82 de ani de când pogromul de la București a debutat pe 21 ianuarie și 120 de evrei au fost torturați sau uciși la marginea pădurii Jilava sau în abatoare. Prin urmare, marea mea rugăminte este să ne ridicăm, să ținem pentru aceste trei momente câteva secunde de reculegere. Mulțumesc. Așa cum Viviana i-a prezentat ca fiind un duo de excepție cu care România se poate mândri și care ne reprezintă cu atâta delicatețe și măiestrie și dincolo de granițele țării, Eugen Dumitrescu și Corina Răducanu vor debuta această seară cu un aranjament pentru pian la patru mâini al lui George Enescu, preludiu, vals trist și barcarolă.
ochiul închis peste grădină. Lumile încep acolo unde se sfârșește lumea ta. Sunt încă aici. Dar nu mai am chef să vorbesc despre asta sau despre ce mi se întâmplă în genul. Atunci când traversează singuri ochiul închis. Despre ce închidere e vorba, a spus cândva Platon, vis de dimineață, deschizând ochii asupra mea. Și tocmai la mal, singurătatea acoperindu-te cu ploapa ei, în timp ce te dezvăluie. O ploapă te acoperă, o alta te dezvelește, un fel de a clipi în timp ce traversezi ochiul închis. Angela Furtună, post himnonice, Eugen Dumitrescu și Corina Răducan. Și pentru că la miază ne-am reunit sub acest titlu, neînțeles de mulți, dar foarte comentat în 2020 încoace, care se numește Anchilopoetica, care în esența lui vorbește despre cât de anchilozată e societatea românească și cât de prinsă de șabloane este. Și de faptul că retorica pe care o folosim de fiecare dată cu precădere atunci când dăm indicații tinerilor, este una care nu mai funcționează. De-aia ales să plece. Pentru că încercăm câteodată să le obturăm liberul arbitru și de aceea poezia contemporană e numită ca fiind una a frustrării colective, una a frustrării adolescentine. Despre asta e poezia contemporană. Despre o cale care nu a fost găsită și despre o cale care trebuie în continuare căutată. În continuare, aducem un omagiu prin cântec Felicie Mănceanu, 3 plus 2, joc fiori. Eugen Dumitrescu și Corina Răducan. Să dau jos această haină a povarei care mi s-a pus în această seară. Am să o așez aici. Asta e poezia contemporană. Acolo stă ea. Și am să stau deasupra ei. Respirație asistată. M-am născut cu puțin timp înainte ca la radio să se difuzeze 3 zile și 3 nopți concertul pentru vioară și orchestră de Beethoven.
Mama a cumpărat discurile de record și l-a ascultat până când cercul s-a părut tot. Aproape de punicile în care se strânge inima slabă în fața emoției. Se făcuse târziu, iar tu așteptai să împlinesc vârsta potrivită. Au trecut 40 de ani de atunci. Acum știu că fiecare amânare nu e altceva decât respirație asistată. Mama conduce dricul. Mama ne dă de pomană pentru sufletul ei. Mama scrie pe un colț de masă un necrolog și câteva acatiste. Mama își ține singură slujba de înmormântare. 3 zile la rând a fost cu noi la priveghi. Sicriul mamei e așezat din motive lesne de înțeles la mine în cap. Gropari îmi bat cele 4 cuie în țeastă. Din capul meu nimeni și nimic nu poate să iasă. Acum, după cele 40 de zile, mama în tot țipă în urechi să o lasă în pace. Nu rămâne decât să iau 3 tablete de Nurofen forte. Înainte ca mama să moară, am întrebat-o dacă își revede firul vieții. L-a făcut semn din cap că nu. Am întrebat-o dacă realizează ce se întâmplă. Mi-a făcut semn din cap că nu. Înainte de ricos mortis, tata a prins o lumânare pentru sufletul ei și alta pentru sănătatea mea, dar a așezat ambele lumânări la morți. Mama a înțeles că nu trebuie să plece singură în pofida oricărei logici. Mama a murit gravidă cu mine. Așa că la nașterea mea, la vârsta de 40 de ani, s-a dovedit cel mai firesc lucru cu putință. Mi-a mai rămas ceva timp să cresc, în orice caz. Am lăsat în urmă o viață cu un lanț de comoții, abia acum mă văd în carne și oase. Un bărbat înalt și frumos, un veritabil playmate masculin, în noul pomelnic al familiei. Șerban Axinte, scrâșnetul dinților, Eugen Dumitrescu și Corina Răducanu. Sabin Drăgoi, dansul păsărelor. Thank you.
o să scuzați gestul, dar din 2020 tot sunt invitat prin țară să vorbesc despre acest volum. Doamna director, mă bucur că sunteți în sală, spuneam asta și la amiază. Și oarecum necinstit față de mine, ca om care încearcă să scrie și care aspiră la această titulatură de poet, mult spus, pentru că toată lumea are de muncit până să ajungă să fie numit într-acolo. Poezia românească contemporană se bucură cu poeți foarte importanți și m-aș bucura ca liceele de România să înceapă să se studieze intensiv Mazilescu, Cărtărescu, Tecoșovei și mari poeți care din păcate, nu sunt astăzi studiați îndeajuns în școala românească și de fiecare dată când am fost invitat să-mi lansez volumă, închideam ochii și spuneam, Doamne, dacă ar putea să doreze această lansare două secunde, prin urmare, dați-mi voie să fac un gest nefiresc, să fac cea mai scurtă lansare de carte din viața mea. Am lansat. Felicitări, am avut o lansare de pământ, mi-am dorit atât să lansez acest volum de pământ. Doamna Tina era și mamă, dar era și infermier într-un spital de copii cu handicap. Era și mamă, dar lucra și ca supraveghetoare la un orfelinat pentru copii întârziați mental. Era și mamă, dar făcea și avorturi vecinelor noastre din bloc pe vremea lui Ceaușescu. De copii ăștia greșiți, cine are nevoie? Mama aducea acasă uneori, într-o plasă, toate refuzurile. Iată, mi-am făcut din ele o pernă ca să nu mai am insomnii. Doamna Tina se întâlnește pe stradă uneori cu copii născuți acum 40-50 de ani, acum adulți redutabili, născuți doar fiindcă n-a vrut ea să mai facă acel avort, refuzul ei a fost viața lor. Fie era prea obosită, fie familiile alea nu aveau bani suficienți, fie poate că nu avea ea chef. Dacă ar ști cine sunt când trec impasibil pe lângă ea, în mult s-am plața, iar putea mângâia pe creștet sau iar putea mușca de carotită. Depinde de cum s-a trezit ea în acea dimineață, doamna Tina. Ca o grămadă de securiști sau activiști influenți, a fost un fel de mic Dumnezeu la noi în bloc în perioada lui Ceaușescu. Și Dumnezeu se mai trezește și El cu fața la acel șaf nevoi. Oare închidea puțin ochii când folosea chiuleta? Doamna Tina lua vieți și dădea vieți dintr-o simplă mișcare a antebrațului. Asta e lecția marilor și micilor dictatori. Să se scrie pe piatra lor funerară. Miruna Vlada, prematur. Mi-a fost greu să-l zic, recunosc. E un volum la care țin foarte mult. De ceva vreme se promovează România și pe bună dreptate un curent al feminismului, al feminismului în exces, al limitelor feminismului, se vorbește despre prematuritate, despre toate lucrurile astea pe care femeile le practică, fără voia lor câteodată, și noi bărbații suntem insensibili și nu le înțelegem. Sabin Păuța, joc de doi, în Banat. Pian la două mâini, Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu. La patru mâini, Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu.
carne vie. E o zi bună. Corpul se face tot mai gras. Creierul e carne vie. Nu altceva. Și te simți oarecum. Fiecare gest al lumii e o mașină capcană detonând lângă tine. Ziua e impecabil organizată de un alt zarabui pentru care tu ești duș și paparații la un loc. Atâta răutate, atâta distrugere, totul numai pentru deliciul sufletului tău de poet. Dacă fluturi mari, cât pui de caniș și zboară vesel spre tine, poți fi sigur că sunt veninoși. Dacă fete zunzăin paradisiac, din vagine îți ies în cale, e inutil să fugi. Pentru că ele sunt mantis religioase, ionice. Te vor prinde numai decât și îți vor devora în orgasmul atroce creierul exfoliat. N-ai cum să treci de ziua asta. Abia aștepți ca după aceea, la masa la care berea nu se termină niciodată, să-ți povestești cu eroice amănunte suferințe. Vezi? Asta înseamnă să fii poet. Radu Vanu și Monstrul Fericit. Liviu Gomes și Scufița Roșie are 7 părți, nu greșesc. Rugăminte este să aplaudați după 7-a parte. Mulțumesc!
nu a ajuns să se întâmple așa. Este neasigurat, de aceea s-a întâmplat așa. Ne apropiem de final. Mai avem două vreme. Două melodii de muzică clasică și putem trece într-un alt registru. Surprise! O să vedeți despre fie într-un moment potrivit. Dragă E! Am vrut să-ți spun o poveste întotdeauna și plină de viață despre câini care simt mirosul fricii și empatizează. Dar tot te mușcă. Despre o toamnă care a început prea repede, despre nanoparticule și prefixe, despre papucelul căzut din căruț peste care trece roata mașinii și, dintr-o dată, lacrimile, peste frustrare la capătul unei nopți în care ai visat versuri pe care apoi nu ți le mai amintești și despre elefantul care moare executat după ce a cărat toată ziua turiști. Nu neapărat apropiere, ci puțin contact. Nu neapărat fake news, ci nevoia de adrenalină e cea care vede la seminii mei în ultima vreme și mă tristez. La ce ne-a folosit tinerețea? La ce pun pachetelele de primăvară, dragostea, protecția solară, Elena Ferrante, neocriticismul, corpurile noastre și-au transmis repede unul altuia căldura și nu mai știu câte chimie și câte obișnuință și cât credință să muți și munții din loc. Te simți ca un happening dubios la care te-au târât ceilalți, deși tu vrei să mergi acasă, muzică istovitoare și vertiți și brusc îți dai seama că, de fapt, e viața ta. Și peste toate tânjim ca o richelniță din mormanul de rufe strânse de pe sân, spaima că nu ai transmis un material genetic când ai ajuns de bun. În ultimul mesaj, m-ai rugat să-ți spun ceva frumos înainte de culcare. Ceea ce aș scrie pe un bilețel strecurat într-o capsulă a timpului pentru oamenii din viitor. Să fie pregătiți pentru ce va să fie. Se spune că la adâncimi de 40-50 de metri, unii scafandri au ceea ce se numește moarte fericită. Combinația dintre presiunea mării și oxigenul pe care îl respiri din butelie are un efect halucinogen. Te face să crezi că poți orice, inclusiv că poți să respiri sub apă pur și simplu, fără echipament. Și fericiți, unii scoteau aparatul de respirat. În generația noastră, fenomenul ăsta e cunoscut sub numele de YOLO. Dracu' ce mai contează? Prietenii rulează aceleași țigări. Le bat în unghie și nu-și duc propozițiile până la capăt. Și nu mai știi care dintre ei e melancolic și care e mahmur cronic și care doar un disc zgâriat pe care nu-l vrea nimeni. S-a făcut târziu. Orice ți-aș putea spune acum despre viitor e mic și trist ca pundul unei fetițe din Belarus. Inima unui crevete e localizată în cap. Și așa mă simt și eu acum. Un uriaș aeroport în care se vine și se pleacă neîncetat. Mi-e dor de tine, fă-te bine și hai acasă. A ta, Anastasia Gavrilovici, Industria Liniștirii Atleților. Mulțumesc! Eugen și Polina vor încheia recitalul lor de astăzi. O piesă lui Marius Sirătean, Rapsodia Moldava.
Am făcut copie legalizată după certificatul de naștere. La copia după certificatul de naștere am atașat certificatul de naștere. La certificatul de naștere am atașat copia legalizată după certificatul de naștere. Asta a fost nașterea. Am găsit diploma de absolvire a învățământului superior și am făcut copie față verso. Nu am găsit foaia matriculă și nu i-am făcut copie față verso. Diploma de absolvire a învățământului superior notează anul nașterii 1962. În litere 1962. Fals. Să se corecteze la naștere. Se va corecta la naștere. Am făcut copie după certificatul de naștere. Am făcut copie după certificatul de naștere. Să fie. La copia după certificatul de naștere am atașat certificatul de naștere. La certificatul de naștere am atașat copia legalizată după certificatul de naștere. Prin Societatea de Transport București m-am deplasat la Facultatea de Teologie Ortodoxă Simeon Patriarhul. Am spus, nu găsesc foaie matriculă și mi-am făcut copie față verso. Diploma de absolvire a învățământului superior notează anul nașterii 1962. În litere 1962. Fals. Au spus, nu eliberăm foaie matriculă și nu-i puteți face copie față verso. Nu umblăm la diplomă. Le-am dat un plic. Au spus, eliberăm foaie matriculă și faceți copie față verso. Acum umblăm la diplomă. Am spus, diploma de absolvire a învățământului superior notează anul nașterii 1972. În litere 1972. Corect? Corect. Corect au spus. Vă mai așteptăm de la noi. Așa au trecut studiile. Prin Societatea de Transport București m-am deplasat la Casa Națională de Pensii. Am spus, nu am făcut copie după carnetul CAP original și în copie pentru că nu am fost membru CAP. Nu am făcut copie după livretul militar pentru că nu am făcut armata. Am făcut copie după starea civilă. Țin în mână nunta tatei. Nu am făcut copie după dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate pentru că nu am studiat în străinătate. Am făcut copie după carnetul de muncă original și în copie. M-am întors la spital. Am făcut copie după stagiul de cotizare. Era însertat. Asta a fost viața tatei. Mi-au spus, nu, asta n-a fost viața tatălui tău. Trebuie să mai faci copie după tine că ești student. Am făcut copie după mine că sunt student. Mi-au spus, nu, asta n-a fost viața tatălui tău. Nu e de ajuns. Am spus, corect? Corect. Corect au spus. Fals. Trebuie să mai faci copie după primul loc de muncă. Prin Societatea de Transport București m-am deplasat la Școala Generală 163 Rahova. Am făcut copie după anii 1992, în litere 1992. 1993, în litere 1993. 1994, în litere 1994. 1995, în litere 1995. 1996, în litere 1996. N-a durat mult. În 1997 m-am născut eu. Nu mi-a spus nimeni nimic. Prin Societatea de Transport București m-am întors în Casa Națională de Pensii. Eram un pic obosit. Au spus, să revenim la viață, am spus. Subsemnatul, Ivașcu, Mihai, Valentin, declar pe propria răspundere că nu am fost condamnat prin sentință rămasă definitivă. Azi aș declara altfel. Asta a fost viața tatei. Mi-au spus, nu. Asta n-a fost viața tatălui tău. Până nu aduci copie după certificatul constatator al decesului pentru noi, tatăl tău trăiește. Am spus, mă bucur. De care? Au spus, cu parafă. Am ajuns acasă. M-am dus la notar. Am așteptat 3 zile. N-am mâncat. N-am băut. N-am vorbit cu nimeni. Nu mi-a spus nimeni nimic. Am revenit la Casa Națională de Pensii. Am sărit coarda. Am înjurat. Am țipat. Era un pic obosit. Au spus, ați văzut că v-ați descurcat? Acum tatăl dumneavoastră e mort. Dar noi nu vă putem ajuta. Nu v-ați înscris în sistem. Prin Societatea de Transport București am plecat acasă. M-am înscris în sistem. Am completat o foaie pe laptop, am scos-o la Kodak. Am semnat-o, am scanat-o, am atașat-o online, am primit un e-mail. L-am scos la Kodak. Am sosit de vreme. Am sărit coarda. Am un bon de ordine. L-am fluturat arogant. Nu însemna nimic. Însemna totul. Am spus că înseamnă. Era iarnă. Au spus,
Cine v-a făcut dosarul? Am spus, colega dumneavoastră. Au spus, nu aveți act pentru starea de sănătate în câmpul muncii. M-am întors în spital. Pe baza certificatului constatator al decesului, doctorul a eliberat o adeverință din care se rezulte că tata e clinic sănătos. La asta am făcut copii. La ghișeu nu aveam dosar plic. Au spus, de data asta vedem noi. Asta a fost viața tatălui meu. Au spus, corect? Corect. Corect? Asta e tot. Vă dorim o zi bună. Mulțumesc. Mihai Vasco. Poate că ați trăit împreună această dramă socială. Poate că nu ați trăit-o. Eugen Dumitrescu, Corina Răducanu, v-am însoțit astăzi într-un recital de gală. Au fost câteva poeme într-o încercare a mea de a le reda exact cum le-am auzit de la ei și le mulțumesc că mi-au întrebințat această sarcină destul de dificilă. Va urma un al doilea moment, dar în timp ce am să-i invit pe dumnealor în scenă, am să mai invit pe cineva într-o prezentare succintă, pentru că sunt ai locului, sub vagheta dirijorului Adrian Șerban, Orchestra Casei de Cultură a Municipiului Rădăuți o să vă însoțească într-un alt regal muzical, de această dată într-un alt registru muzical, pe care sperăm să vă bucurați. Vă invit în scenă cu nenumărate invitații naționale și internaționale la evenimente importante. Orchestra care face onoare Rădăuțiului și care a înțeles că parteneriatul și voluntariatul trebuie să funcționeze într-o direcție mobilizatoare pentru oraș. Mai este o parte a proiectului, Ioana Irina Ducra, care am cer scuze din nou pentru că am făcut această gafă, dar pe care am venit în scenă. Haideți, că așa se practică la aceste spectacole. Face parte din întreg ansamblul nostru. Muzică, poezie și pictură. Absolvent al Universității de Artă, secția grafică, de la Iași. Ne-a pus la dispoziție o gamă variată de lucrări și, ca să nu lungim momentul, aș întreba un singur lucru, asistând la acest moment de artă contemporană, la acest performance, cum ar arăta tabloul ideal pe care l-a pictat diseară, gândindu-se la ce s-a întâmplat aici. Fiți sinceri. Grea întrebare. Deși portretez atât arta tradițională, trochetez într-adevăr și cu arta contemporană. Am făcut performance, am făcut instalații încă din facultate și tabloul de care m-ai întrebat ar arăta așa, undeva la granița dintre culoare, foarte multă culoare, și aș vedea și o parte mai sumbră. Mă gândesc la ultima poezie. De fapt, ultima poezie e de fapt umorul negru pe care societatea românească încearcă să se copieze din zona anglosaxonismului, însă nu le prea iese, din păcate. Și Terry Gilliam, într-un ciclu de filme în care explică care e senzația pe care utopia o creează în rândul societăților moderne, vine și explică că acest umor este benefic doar dacă oamenii înțeleg că el este benefic. În speță, mă gândesc că dacă ați desena, dacă ați face o instalație, dacă ați monta o instalație cu ceea ce s-a întâmplat în seara aceasta, eu aș vedea mai degrabă macabră. Eu aș vedea că acești tineri interpretând spânzurați undeva la etaj, să fie o importanță la arta contemporană, pentru că cea germană e la modă și... Da, și un pic mai sumbră. Ioana Irina Ducra, mulțumim frumos pentru prezență și pentru aportul la acest proiect. Uitați-vă la el. Nu știu unde este. Pentru că este prima dată când expun într-un astfel de cadru. Până, nu știu cum să-l numesc, convențional, non-convențional.
galerii, în spații dedicate expozițiilor, dar invitația a fost inedită, nu am mai expus în felul acesta și prin acest tip de expunere, cred că ne raportăm deja la sincretism, la sincretismul artelor. Se împletesc foarte bine muzica, poezia și arta vizuală. Mulțumesc! Orchestra Casa de Cultura Municipiului Rădăuți vă vor interpreta astăzi, nu știu dacă exact în ordinea aceasta, pe lângă Plopii Fără Soți, Ciobănași cu 300 de oi, Sâmpânți Copsar, Mai Am Un Singur Dor, Dum Dum Toba Bate, Cântec Istoric și Basarabie Frumoasă. Ce vrem să marcăm prin acest eveniment, de fapt, e trecerea la 24 ianuarie, trecerea la Unirea Principatelor Române, sau Mica Unire, așa cum o cunoaștem cu toții istoric vorbind, pentru că astăzi, la amiază, am continuat, practic, la Colegiul Tehnic, cu 15 ianuarie și am încadrat acest eveniment ca fiind unul de mijloc și făcând astfel o trecere fluentă și coerentă de la un eveniment la altul. Vă las în compania Orchestrei Casei de Cultură a Municipiului Rădăuți, dirijor Adrian Șerban. Haideți, domnul dirijor în scenă, aplauze frumoase. Oh,
Suflet istoric, bătrân ca unirea, noi compatrioți, ascultați! Suflet istoric, bătrân ca unirea, noi compatrioți, ascultați! Basarabie română, hai să dăm mână cu mână,
să pornim la comunie. Astăzi pentru veșnicie, când se aduce Părților, Părților, Sfântul nostru Grigorul. 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 În această seară. Orchestra Casei de Cultură din Rădăuți. Conducerea muzicală a Dani Șerban. Ioana Irina Simota Tupra, artist plastic. Ioan Marinciuc, poet. Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, pian la 4 mâini. Armonie în vers și culoare, un spectacol care face parte din proiectul Spirit, Sunet și Culoare, al cărui coordonator este Ovidiu Foca, directorul Casei de Cultură din Rădăuți. Vă așteptăm însă marți, 24 ianuarie, începând cu ora 14, în cadrul evenimentului Conferințe Artiști pe Siret, la Colegiul Național Eudoxiu Grumuzachi și din nou pe scena Casei de Cultură din Rădăuți, pentru a viziona Bâlci în Aldebaran, începând cu ora 19, tot marți, 24 ianuarie. Toate aceste spectacole fac parte din proiectul Spirit, Sunet și Culoare, un proiect cultural finanțat de către Ministerul Culturii, organizat de către Casa de Cultură a Municipiului Rădăuți și Primăria Municipiului Rădăuți, în parteneriat cu Asociația Clavier Art, Școala Gimnazială Regina Elisabeta din Rădăuți, Colegiul Tehnic Rădăuți, Colegiul Național Eudoxiu Grumuzachi și SC Dance Aliment. Partenerii media acestui proiect sunt Radio România Muzical, Radio România Cultural, Viva FM, Monitorul de Suceava și Rădăuți Ziar, publicații online. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră din această seară și vă așteptăm tot marți pe scena Casei de Cultură și în sala Casei de Cultură, începând cu ora 19.